Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului! Astăzi voi demara procesul prin care putem cu toții să dobândim un pic mai multă autocunoaștere. Pentru aceasta voi intitula acest material Karma și telosul sau Karma și telos. O să văd eu cum postez mai târziu. Voi încerca prin acest material să vă explic cum funcționează lucrurile în realitatea din jurul nostru și cum ne putem folosi de ele pentru a ne autocunoaște, pentru a ști cine suntem cu adevărat, pentru a ne întoarce la copilul nostru interior sau pentru a ne zări talentul ascuns adânc în sufletul nostru, precum acea sămânță de muștar. Voi folosi atât concepte din psihologie, concepte din filozofie, concepte religioase, voi presara pe parcursul acestei prezentări și tot felul de citate din Biblie și totodată voi folosi și o unealtă foarte foarte importantă matematica. Știu că foarte mulți dintre voi probabil, detestați, ați detestat această materie în școală. Eu am fost împinsă de la spate de tatăl meu să învăț matematică. Eram acel copil care era somat în fiecare vacanță de vară să facă 10 probleme la matematică în fiecare zi, da, din vacanță. Și am fost îndrumată apoi spre un liceu de profil, o facultate de profil și așa mai departe, deși în interiorul meu cântau tot felul de arii pe teme umaniste, mă interesa mai mult literatura, mă interesa mai mult psihologia, mă interesa mai mult spiritualitatea, dar eu consider că timpul nu este pierdut și faptul că am dobândit aceste cunoștințe, Mă face să traduc mult mai ușor ceea ce văd în sfera eterică, ceea ce văd în sfera spirituală, ceea ce citesc în cărți care sunt de o complexitate aproape absurdă, să le traduc în, într-o formă structurată, matematică, pe categorii, pe căprării, astfel încât mesajul să ajungă mult mai ușor la voi. Haideți să începem cu începutul. La început, vreau să definim două concepte pe care le voi folosi în prezentarea mea de astăzi pentru a demonstra un studiu de caz specific, care poate fi generalizat, evident. Voi începe de la ciclurile karmice. Ce este karma sau ciclurile karmice? Nu are sens, probabil, să stau să vă dau definiția clasică, dar, în esență, oamenii cred că această karmă. Este destinul nostru, este ce ne este scris în frunte, ne este pus, este ceva de care nu ne putem dezbăra, este ceva ce nu putem controla, este un fel de soartă. Da, a soarta, domnule, soarta pe care dăm tot timpul vina. În credințele populare, această karmă sau cicluri karmice, sau soarta, dacă vreți pe românește, se spune că, sunt, că este moștenită din vieții anterioare și că de fapt noi ne încarnăm în această viață pentru a plăti polițe mai vechi. N-a avut Dumnezeu ce să facă la începuturile creației decât să aducă niște contribuabili care toată ziua să plătească facturi. După intonația mea, probabil presupuneți și voi că nu cred în ciclurile karmice. Și o să vă justific de ce nu. În primul rând, nu cred în vieți anterioare și vieți viitoare. Consider că viața noastră se desfășoară în prezent, aici și acum, pe multiple niveluri, la multiple uh, straturi de vibrație, acum și aici exist eu în evul mediu, acum și aici exist eu în viitor, pentru că timpul este non-liniar. Era acea spirală pe care v-am arătat-o. Dar este o teorie personală în care puteți să credeți sau să nu credeți. Cred că ceea ce eu fac acum se duce și se înalță pe 7 milioane de niveluri în sus, 7 milioane de niveluri în jos, în toate planurile de existență posibile pe care le poate concepe Dumnezeu. În al doilea rând, nu cred în plata polițelor. De ce? Uh, pentru că nu cred că Dumnezeu s-a obosit să ne creeze pentru a fi acești contribuabili care plătesc tot timpul facturi și în al doilea rând pentru că avem chiar și dovezi clare în Biblie prin care în Deuteronomul, mi-am notat aici ca să nu pierd șirul ideilor, la capitolul 24 aliniatul 16 sau versetul 16 se spune așa Tații nu vor muri din cauza fiilor, nici fiii nu vor muri din cauza taților, fiecare va muri din cauza propriilor păcate. Vreți să intru în detalii și cu cuvântul păcate pe care eu îl consider de fapt nu păcatul preacurviei, păcatul hoției sau păcatul de a-i spune cuiva ceva urât, ci păcatul este să te îndepărtezi de la vocea lui Dumnezeu, să te îndepărtezi de la talentul pe care Dumnezeu l-a plasat în tine, de la harul tău unic cu care ești înzestrat pentru a face lumină pe această planetă. Talentul tău poate fi să aduce o muzică fabuloasă, dar talentul tău poate să agresivitatea. Dacă tu pui deoparte agresivitatea din tine, o ascunzi sub un obroc și nu vrei să luminezi lumea cu puterea agresivității tale care poate fi pozitivă în anumite circunstanțe și pretinzi că ești un om bun, nu vei fi decât un om frustrat toată viața ta și pe limba ta vei piere. Da, vei fi acest people pleaser care vine acasă și își bate pisica sau își bate copilul. Pentru că acea agresivitate va trebui să iasă. Nu ai cum să nu o folosești dacă este hard de la Dumnezeu. Nu are sens să intru în explicații. Cine înțelege, înțelege. Cine nu înțelege, asta este. Probabil că va înțelege din alte materiale dacă va decide să urmărească în continuare canalul. Și în al doilea rând este și un citat din Ioan sau Ion, nou, capitolul 9, nou, versetele 1 până la 3 moment în care Iisus vindecă orbul și toată lumea îi sare în cap și spune dar acest om este orb pentru că a moștenit păcatele tatălui său. La care Iisus spune așa omul acesta nu a păcătuit nici părinții lui ci e așa pentru ca Dumnezeu să-și poată arăta puterea prin el. Practic, Iisus spune că tot ceea ce s-a întâmplat acolo a fost un act de magie. Așa cum iluzionistul pe scenă invită câteodată un Om din sală și îl roagă să facă parte din demonstrația lui, îi face ceasul să dispară, îi face ceasul să reapară, sparge un nou pe el, vede după aia că nu s-a murdărit și așa mai departe. La fel, acest orb era un fel de piesă de recuzită prin care Isus să-și arate puterea de vindecare în fața celorlalți. Astfel, nu avea nimeni nicio datorie de plătit. Nici în această situație, nici în uh, situația în care era acel om care suferea de paralizie și căruia Iisus îi spune ia-ți patul și mergi. La fel îi spune că nu el a păcătuit sau nu părinții lui, dar îi spune că sunt păcatele lui care l-au adus în această stare și să aibă grijă să nu mai păcătuiască de acum înainte pentru că va suferi de lucruri și mai rele dacă o va face. Până acum am explicat în termeni foarte scurt ce înseamnă karma, da? Vă spuneam că noi venim, ca în filmul Superman, dacă l-ați văzut, într-un fel de ou pe acest pământ. Copilul Superman este pus de calel, sau cum îl chema pe el, este pus de părinții săi în această capsulă și trimis pe pământ pentru că voiau să îl salveze de pe planeta lor care era în proces de distrugere. În acea capsulă, în timp ce el parcurgea mii de ani lumină-distanță dintre planeta lui și Pământ, auzea pe fundal o, o poveste care era imprimată în Și Se spunea de pe ce planetă vine, fiul cui este, ce superputere ce super are, ce poate face și așa mai departe. Așa se întâmplă cu noi în fiecare dimineață când deschidem ochii. Când deschidem ochii, avem o poveste a trecutului pe care o percepem eu sunt la mia, ieri m-am certat cu nu știu cine, astăzi am de făcut nu știu ce probleme de rezolvat și tot așa. În momentul acela, noi de fapt, pentru că ne trezim cu mintea aceasta lucidă rațională, care nu poate funcționa în termeni non-liniari, am înnebunit dacă n-am ști că avem un trecut și n-am ști că avem un viitor, așa funcționează tiparele noastre mentale, decidem să credem sau să nu credem acea poveste. Dacă eu cred în povestea că ieri mi-a fost rău și astăzi sigur îmi va fi rău, voi genera în continuare această realitate în viața mea. Și apoi spun karma. Soarta, domnule. Dacă sufer de câteva zile, clar, și astăzi o să sufer. Dar sunt unii oameni care au o capacitate foarte mare, care au reușit să se autocunoască, care pot anula complet povestea în dimineața următoare și să-și continue viața cu un alt fir narrativ, un alt fir epic, pentru a genera o nouă realitate. O să leg foarte frumos subiectele la final, adică să-mi ajute Dumnezeu să am coerență în fața voastră, pentru că problemele sunt foarte, foarte abstracte. Lăsăm un pic problema karmei la o parte și haideți să vorbim despre ce înseamnă teleologia. Teleologia este un termen adus în psihologie de către Alfred Adler. Sper să nu mă încurc când pronunț de fiecare dată acest nume. Era un psihanalist celebru dacă doriți puteți să vă documentați pe Wikipedia de el, care a venit cu această teorie care a stat la baza studiilor lui Freud și lui Jung, iar la baza teoriilor lui Adler se aflau filozofiile lui Platon, Socrate și toți înțelepții greci antici. Tocmai de acolo originează și etimologia acestui cuvânt, teleologia vine de la telos, care în greacă înseamnă cel. Sau scop final. De ce aduc în discuție acest concept în viața voastră, nu ca să vă nedumiresc, nu ca să vă zăpăcesc, ci din contră, ca să aduc mai multă claritate? Teoria aceasta susține că dacă karma este acea, uh, acel concept care crede în cauzalitate, Domnule, este o cauză în viața mea pentru care eu sufăr. Din cauza că m-am născut pitică, nu pot să fiu stewardeză. Din cauza că uh, mi-a spus doctorul că am nevoie de pastile, eu pastilele astea cu pumnul. Din cauza că părinții mei uh, m-au bătut când eram mică, de asta sunt eu temătoare în ziua de astăzi. Deci karma are nevoie de o cauzalitate. Ei bine, teleologia este în spectrul opus prin care spune eu fac asta, prin urmare de aceea percep această realitate în viața mea. Ca exemplu concret, eu am nevoie să înjur pentru că am furie în mine, prin urmare am atras în preajma mea oameni toată ziua, de dimineață până seara care m-au provocat, domnule, m-au provocat și m-au făcut să scot acele cuvinte, cuvinte urâte pe care eu ferească Dumnezeu nu le-aș fi scos în vecii vecilor din gura mea. Sau Trebuie, trebuie să stau în casă. Nu am chef să ies de niciun fel pentru că sunt bolnavă. De fapt, eu nu vreau să ies afară din casă pentru că nu-mi plac prietenii care m-au invitat la grătar. Dar de atunci, eu îmi găsesc tot felul de scuze și pun pe seama unor lucruri care îmi sunt externe mie. Deci, karma crede în cauzalitate, iar teleologia crede în responsabilitate sau atracție. Dacă karma spune celălalt este responsabil pentru starea pe care eu o am, teleologia spune eu sunt responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în realitatea mea curentă. În mine s-a născut ceva, eu am avut în mine un scop ascuns care a determinat întâmplările și circumstanțele din ziua mea și din realitatea mea de astăzi. Poate părea complicat. Nu știu cum să le explic în cuvinte mai simple, le explic cât mai băbește posibil, dar vom folosi un studiu de caz pentru a justifica acest lucru. Și iată și studiul de caz la care am decis eu să recurg, voi folosi o problemă clasică. Să spunem că este un bărbat care stă izolat în casă, este un exemplu pe care îl citisem într-o carte, stă izolat în casă și spune prietenilor săi puțin pe care i-are, le spune așa, eu aș vrea să ies din casă, Aș vrea chiar să-mi găsesc și un job, vreau să și socializez, dar nu pot să ies, pentru că am o anxietate. De câte ori deschid ușa casei mele, mă apuc așa cu tremurături, mă apucă cu frisoane, mă apucă cu stări dintre astea de panică. Nu știu ce să fac, aș vrea să ies să fac toate lucrurile astea, dar nu pot, că am anxietatea asta. Haideți să vedem și problema matematică. Aceasta este ipoteza. În matematică se spune enunțul problemei, care este problema? Este ipoteza. După ipoteză urmează concluzia. La ce vrem să ajungem? Care este rezultatul la care vrem să ajungem? Să-l scoatem pe acest om din casa lui, da? Și următoarea parte a problemelor matematice în general este demonstrația. Demonstrația este metoda efectivă pe care noi o alegem pentru a ajunge la concluzie, pentru a rezolva problema efectivă. În demonstrația cazului de față al omului care nu dorește să iasă din casă pentru că are anxietate. Um, voi folosi metoda de construcție pe care eu am menționat într-un alt material de-al meu în care am vorbit despre deconstrucție, despre tehnici din acestea prin care putem să înțelegem cum funcționează mecanismele minții. Metoda de construcție spune așa. Haideți să vă rupem problema în bucăți și să o înțelegem dintr-un alt unghi. Pentru că Einstein spunea că nu putem rezolva o problemă din aceeași mentalitate care a generat problema și trebuie să ieșim un pic în afara ei pentru a vedea, așa cu o vedere de ansamblu, cu o vedere de vulturi sau de șoim, care este situația de fapt. Individul ne spune foarte clar, eu vreau să-mi găsesc job, eu vreau să-mi fac prieteni, eu vreau să socializez, dar nu pot să ies din casă pentru că am anxietate. Haideți să folosim un pic teleologia și karma. Ce spune karma? Omul ăsta are o condiție, vai săracul de el, are anxietate, orice ar vrea să facă în viața asta, are un, o greutate, un jug foarte grav pe umeri pe care nu îl poate depăși. Deci să dăm vina pe anxietate, dăm vina pe boală, dăm vina pe toată situația, pe toate circunstanțele și omul acesta nu are niciun fel de scăpare, nu are niciun leac, decât dacă vine vreun doctor minune care îi prescrie o pilulă. Aici aș folosi un pic uh, o informație pe care o dețin din cărțile lui Eckhart Tolle, care spune așa: Dacă tu nu mai existi, problema ta nu există. Deci anxietatea nu poate fi ceva de sine stătător care ție să-ți influențeze realitatea. Dacă tu mori, nu mai există nici anxietatea ta. Atunci, cum poate fi anxietatea un obiect de sine stătător, o, o circunstanță clară care îți poate determina ție soarta? Teleologia ar spune așa: Haideți să răsturnăm un pic problema. Care este scopul ascuns al acestui om pentru care el nu poate ieși din casă? Scopul lui, de fapt, este nu vreau să ies din casă. În inconștientul lui, în mintea lui subconștientă, el și-a luat o decizie foarte clară. Spune nu vreau să ies din casă. Pe vari motive, habar n-am, nu vrea să iasă din casă, nu-i place oxigenul, nu-i place natura, nu-i place să iasă în lume și așa mai departe. Și pentru că nu-i place, atunci își generează în viața lui, cum spuneam eu prin teoria proiecțiilor noastre, își generează niște probleme care să justifice decizia pe care a luat-o. Și a generat, practic, practic, o anxietate, probabil că s-a dus și la medic să obțină o parafă. Uite, domnule, scrie pe hârtie că am anxietate, deci nu pot să ies. O să vă mai dau aici un exemplu. Nu doresc să vă zăpăcesc, știu că poate sari de la una la alta, dar într-o situație în care să spunem că voi sunteți cel mai calm om de pe planetă, v-ați trezit înjurând de mama focului, stricându-vă complet reputația în cartier că cineva v-a provocat. Spuneți așa în sinea voastră, domnule, omul ăla a venit spre mine și mi-a spus că sunt un cretin sau că sunt un prost și mi-am dat drumul la gură și l-am înjurat și l-am făcut albie de porci. Teoria adleriană susține, în mintea voastră, în subconștientul vostru, în adâncurile minții voastre pe care voi nu le conștientizați, s-a născut un mic demon care, care este furios. Aveți furie în voi de dimineață, mergeți prin casă, nu puteți nici să-i spuneți ceva soției ca să nu deranjați, nu spuneți nimic nici copiilor, dar în voi se clădește această stare de tensiune, o tensiune foarte mare. Pentru că ați ignorat-o când s-a născut în voi și nu ați spus, domnule, simt furie, sunt neliniștit, care este cauza, de unde s-a născut asta în mine, ea începe să se manifeste prin corpul vostru. Începe să aveți tot felul de furnicături, parcă vă pișcă tot timpul muște sau țânțari, știți, de foarte multe ori avem senzația că ne mănâncă nasul, că ne, ne joacă o sprânceană, că ni se zbate ochiul și le ignorăm. Toate lucrurile pe care le ignorăm întâi în noi, le ignorăm apoi și în corpul nostru. Ce fac? Se proiectează în exteriorul nostru. Ieșiți afară la o plimbare liniștită în parc, ieșiți cu bicicleta copilului, ziceți, o să am o plimbare liniștită, sunt fericit, sunt împăcat, ce? Nu mi se întâmplă nimic? Și deodată este cineva în calea voastră care vă și scuipă, vă și spune ceva urât și vă dați drumul la gură și vărsați șerp și balauri și îl bălăcăriți, îl faceți albie de porci. Toată furia pe care de fapt voi ați acumulat-o în subconștientul vostru, abia aștepta să iasă la suprafață așa că își generează un obiect extern, o circumstanță externă, prin care încearcă să aibă această detentă, această răbufnire. În procesul nostru de autocunoaștere, dacă este să credem în karmă, înseamnă că dăm putere de la noi circunstanțelor. Sunt așa pentru că situațiile X și Y, așa că eu le dau putere și autoritate tuturor oamenilor răi, tuturor circumstanțelor nefericite, tuturor situațiilor plăcute chiar, din viața mea ca să justifice viața pe care eu o duc. Eu sunt amărășteancă, nu prea am unde să mă mișc, că aici am un zid, acolo nu mă lasă ăla, aici mi-a interzis tata, am avut copilăria asta, am avut câteva tragedii în familie și asta este, nu prea pot să mă mișc. Este lipsa asumării responsabilității pe care, în general, o au oamenii care de mici au fost scuzați de părinții lor în fața altora. Lăsați-l că e mic, lăsați-l că este și el bolnăvior, lăsați-l că este sensibil. A avut mereu un părinte protector și s-au obișnuit în ritmul acesta să dea vina pe o situație. Am căzut pentru că a crescut o scară în fața mea. Am crescut pentru am am lovit un copil cu uh, mașina pentru că el s-a izbit de fapt cu bicicleta de mine. Și tot felul de scuze care devin cu timpul, din ce în ce mai absurde, și pe care societatea din jurul vostru le taxează pe loc. Teoria teolo... teleologiei, să nu mă bâlbâi, susține că, de fapt, puterea este în noi și noi atragem în viața noastră evenimente în funcție de cum noi decidem să fim în ziua respectivă. Și asta este pentru mine o teorie mai ușor de îngurgitat, mai ușor de asimilat, pentru că puterea rămâne la mine. Eu sunt responsabilă pentru toate eșecurile din ziua de astăzi. Eu sunt responsabilă pentru toate frumusețile care s-au produs în viața mea în ziua de astăzi. Nu trebuie să excludem părțile de umbră, nici părțile de lumină, ci trebuie să le acceptăm pe toate. Eu sunt responsabilă pentru faptul că în parc tocmai a izbucnit un scandal. Eu sunt responsabilă pentru că nu știu ce copii s-au luat la ceartă. Eu sunt, și m-a afectat pe mine în mod direct, adică numai lucrurile care te afectează în mod direct. Nu trebuie să vă asumați lucrurile la care asistați, așa pur întâmplător, decât dacă vă afectează. Așa că karma vorbește despre cauzalitate și dă vina și autoritate pe ceilalți. Este cartea din tarot pe care eu aș asocia-o cu Hierofantul cel în fața căruia te închini, te apleci și spui da, maestre, da, voia ta fie făcută, nu a mea. Și este teoria teleologiei care susține că puterea este la mine și dacă este la mine, este în controlul meu. În momentul în care am studiat teleologia, mi-am spus, Doamne, dar cum este posibil ca să se nască în mine un scop? Hai să spunem, la karmă, pot da vina pe situația respectivă, circumstanța mi-a generat mie reacția. Dar cine îmi generează mie scopul în minte? Și mi-am pus întrebarea asta, și m-am frământat toată noaptea și toată ziua ca să vin astăzi la voi cu un răspuns. Pentru aceasta voi continua cu exemplul următor. Practic, noi avem în această problemă matematică pe care v-am expus-o acest exponat, acest om care spune că toate circ circumstanțele lui nu îl lasă să iasă afară din casă. Teleologia vine și îi dă în cutifla în cap și spune, omule, trezește-te la realitate, de fapt nu vrei să ieși, de fapt nu vrei să ai un job, pentru că ce au făcut el în copilărie? În copilărie, atunci când noi ne rănim, când avem o mică durere, când uh, sp spargem ceva, părinții noștri sar repede protectivi asupra noastră și spun te apărăm mama, are mama grijă de tine. De fapt, ce oferă copilului părinții care până atunci l-au ignorat? Îi oferă atenție. Oamenii care găsesc tot felul de scuze în lumea externă, își doresc de fapt atenția celor din jurul lor. Uite, sunt sensibil, uite, mor de foame, uite, am anxietate, uite, sunt uh, paranoic, uite-te ce mi-a spus medicul, că mai am câteva săptămâni și mor. Toată lumea își dorește de fapt atenția cuiva. Oamenii aceștia își doresc să trezească o emoție puternică în cei din jurul lor pentru a fi luați și oblojiți și ținuți la piept. Sunt oameni care nu s-au maturizat, nu au trecut printr-un proces de maturizare emoțională. Cei care adoptă, în schimb, teoria teleologiei, prin care eu sunt responsabil de ce se întâmplă în jurul meu, sunt oameni care au alte tipare de răni din copilărie, dar care își asumă măcar responsabilitatea. Au trecut de pragul de dezvoltare emoțională prin care își asumă practic răspunderea pentru ce se întâmplă în jurul lor. Sunt acei bărbați care știu să-și asume cu demnitate și cu tărie faptul că au greșit. Sunt acei oameni care pot spune, scuză a fost vina mea. Prima categorie, cei care cred în cauzalitate, nu au de obicei această capacitatea de a spune scuză-mă, iartă-mă, a fost vina mea, din cauza lui, din cauza bolii, din cauza lui Dumnezeu, din cauza astrelor și așa mai departe. În acest caz pe care îl studiem, acest om practic nu dorește să iasă din casă, spune teologia, astfel că el inventează în mintea lui tot felul de probleme imaginare pe care după aceea le și concretizează, nu neagă nimeni în faptul că el are acea anxietate, dar chiar este și parafată de medici. Și haideți să mergem mai departe cu demonstrația, utilizând unul dintre desenele mele clasice în cariocă, prin care am trasat ce înseamnă karma și ce înseamnă, de fapt, telosul. Karma este acea situație în care noi avem, așa, o cauză externă nouă. Da? S-a întâmplat ceva, cineva m-a provocat, am anxietate, sunt sensibil. Uh, am roșu în gât, uh, șeful meu mă tratează rău. Aceasta este cauza care se manifestă la exteriorul minții noastre, este conștientizată, puternic conștientizată, o și spunem oamenilor din jur, o putem arăta, o putem demonstra logic. În acest prag median pe care l-am trasat eu, este un moment de decizie. Acest prag median este viața voastră. Este un moment de decizie în care intervine, ghiciți ce, liberul vostru arbitru. În acest moment de decizie din viața voastră, voi vă puteți folosi de ceva ce Dumnezeu a plasat în toate ființele vii de pe acest pământ, și anume cele cinci simțuri. Cele cinci simțuri care indică emoționalitatea noastră, felul în care traducem noi, prin receptori proprii, ce ni se întâmplă. Dacă eu sunt într-o situație de conflict și mă cert cu cineva, acea situație trezește în mine o agitație, o neliniște. Dacă mie îmi displace, acea neliniște, voi decide să urmez un alt scop. Vreau liniște. Se duce direct în subconștient. Acesta este un nou scop generat în mintea noastră. În schimb, dacă vă place conflictul, dacă vă place drama, dacă sunteți dependenți de dramă, dacă asta este adrenalina voastră, așa faceți voi bungee jumping cu trăirile voastre intense emoționale, atunci veți spune, mie îmi place drama. Aha, m-a provocat cineva, îmi place drama. Prin urmare, ce veți face? Veți decide că vreți mai multă dramă. Și atunci, în acest punct, se setează un nou scop pentru voi. Iată, setarea scopului care rulează prin subconștient, prin partea nevăzută a minții voastre, da? Se setează un nou scop. Acest scop, ghiciți ce? Pentru că vă place dramă, generează o altă cauză de dramă. A, dar îmi place drama. Îmi place drama asta. Și iarăși setați un alt scop. Și tot așa, și tot așa și iar așa, vă învârtiți în acest ciclu karmic care este dătător de amețeală spirituală emoțională și care reprezintă de fapt moartea enunțată în Biblie. Am asociat aici faptul că aceasta este drama fiului omului, pentru că este versetul 86 din uh, uh, evanghelia lui Toma, dar care este enunțată și în Biblia clasică, prin care se spune așa: Vizuinil, vulpile au vizuinele lor și păsările au cuibul lor, dar fiul omului nu are un loc unde să-și rezeme capul și să se odihnească. Fiul omului, din acest verset, este acest om care este perpetu, perpetu în mișcare. Tot timpul generează același scop și suferă de aceeași cauză. Generează același scop și suferă de aceeași cauză. Nu are odihnă. Când te învârți în cerc, nu ai odihnă. Nu există moment de pauză. Și acum trecem la telos. Telosul pornește de la aceleași premise ca și karma, da? Aveți aici o cauză externă care se manifestă în viața voastră. Cauza aceasta externă este: se întâmplă ceva în realitatea mea din jur. Dar ce se întâmplă, domnule, cu lucrurile astea? Îmi provoacă niște stări? Îmi provoacă o agitație interioară? Îmi place agitația asta interioară? Dacă aici răspunsul era da și mă întorceam din nou la a genera un scop similar, în acest caz, este Nu-mi place această stare. Prin urmare, vreau să fiu liniștit, vreau mai multă liniște în viața mea, gata cu drama. S-a terminat. Așa că ajungeți la linia mediană, unde este un punct de decizie. În cazul în care nu se vede, am scris cu un marker foarte gros și s-au suprapus literele. Urmează un moment de decizie. În acest moment de decizie, voi nu mai alegeți să vă întoarceți și să generați același scop, ci generați un alt scop. Spuneți, domnule, vreau liniște. Așa că acest traseu al vostru merge printr-un alt scop, da? Scopul care se manifestă în partea de jos. Ar fi trebuit să-l trasez cu roșu. În partea de jos eu am alt scop de, pe care mi l-am definit, vreau liniște. Prin urmare, voi genera la suprafață o situație prin care voi fi înconjurat de oameni buni, voi, mi se vor întâmpla numai lucruri pașnice, pozitive, liniștitoare, pentru că mi-am dorit liniște. Dacă în acest moment de liniște ating iarăși pragul median, uneori mai simțim nevoia de dramă. Cine joacă un joc de calculator și vrea să aibă doar liniște pe toată linia? Vă mai doriți așa un pic de viață palpitantă? Vreți un pic de adrenalină în viața voastră? Așa că în acest punct poate vă doriți un pic de agitație din nou. În... Aveți cauzele, suferiți cauzele externe ale agitației și apoi spuneți, băi, acum este timpul de puțină liniște, chiar mi-am bătut capul prea mult, am nevoie de puțină peace of mind, cum spun americanii, sau pace a minții, vreau să mă liniștesc un pic. Și te retragi un pic de lume, fie e o decizie să-ți dai demisia de la muncă pentru că ai îndurat prea multe din partea șefului, fie îți propui să nu mai intri în relații dintre astea toxice și care sunt foarte efervescente și dătătoare de stare de rău, fie decizi să intri într-o nouă relație, este un punct decizional. După care se setează noul tău scop în subconștient. Noul meu scop este să am o relație fericită. Și tot așa. Și mergeți pe această spirală. Iar acest traseu este al Fiului Domnului sau al Luminii, așa cum se enunță în Evanghelia după Toma, corespondent versetului 50, care spune așa. Atunci când uh, apostolii lui Isus uh, sunt întrebați cine sunteți voi, Isus le sfătuie, îi sfătuiește să spună suntem Fii ai Luminii. Și atunci când sunt întrebați voi sunteți, atunci ei să spună suntem Fii ai Tatălui Celviu. Și atunci îl întreabă: Care este, oamenii îl întreabă, îi întreabă: Care este semnul Tatălui vostru în voi? Răspunsul este: O mișcare și o odihnă. Pentru cei dintre voi care nu ați înțeles acest verset, iată ce înseamnă: O mișcare și o odihnă, o mișcare și o odihnă, o mișcare și o odihnă. Pe când fiul omului este în perpetuă mișcare. El nu are o odihnă, nu are unde să-și rezeme capul, nu are și el o vizuină a lui sau un cuibușor. Așa că acesta este traseul care vă duce către Dumnezeu. Pentru că traseul telosului este traseul autocunoașterii. În momentul în care eu trec printr-o anumită circumstanță, trebuie să mă întreb, îmi place situația asta? Doresc să mai frecventez genul acesta de emoții? Vreau să mai am parte de răul ăsta în viața mea? Nu. Am luat o decizie conștientă, mi-am folosit liberul arbitru, nu mai merg înainte prin viață, prin prisma reacțiilor mele la o situație externă mie. Și atunci când am luat o decizie, înseamnă că mi-am îmbunătățit viața, că am făcut așa un proces de eficientizare, că am făcut un proces de improvement sau de uh, perfecționare sau rafinare a stilului prin care îmi duc viața. Nu mai trebuie să trec prin angoasele astea. La naiba cu toate problemele, lasă că știu eu, trebuie să aleg altceva, nu se poate, să mă învârt veșnic în aceeași problemă. Și atunci aveți un moment de pauză pe care vi-l oferă subconștientul vostru, care lucrează pentru voi, pentru că acolo să lășluiește puterea și harul lui Dumnezeu și talentul vostru și vă scoate la liman și vă transpune în situațiile pe care vi le-ați dorit în secret în mintea voastră. Aici, de fapt, se desfășoară rugăciunea noastră secretă, unde ne setăm scopul, Rugăciunea fiului omului este, dăm Doamne, tot aceeași circunstanță ca eu să mă învârt la fel. El spune aceeași rugăciune. Acesta și-o modifică. De aceea spune într-un alt verset, fiți trecători. Sau în engleză sună, be passers-by. Passers-by sau trecători sunt oameni care îmbrățișează trecerea, care îmbrățișează schimbarea. Oamenii ceilalți sunt în continuă, perpetuă alegere a aceleiași situații, aceleiași probleme. Indiferent că problema se arată altfel la exterior, dar le place să trăiască aceeași emoție, același chic. Sunt ca acele, acele, acele relații în care te bate bărbatul te înjură, te scuipă, vă certați și apoi faceți sex și vă împăcați. Te bate bărbatul te ceartă te scuipă, faceți sex și vă împăcați. Și tot așa și se miră toată lumea în stradă. De ce domnule stă femeia asta în relația asta chinuitoare? De ce oamenii rămân veșnic în relații toxice? De ce îi place domnule așa? Pentru că în subconștient își alege drama. În subconștient îi place să repete acele cicluri pentru că așa simte el că trăiește. Simte că trăiește din emoțiile acestea puternice. Cade în butoiul cu melancolie, iese iarăși la un scandal. Scandalul ne activează adrenalina, ne face să simțim că trăim. Și pentru oamenii care sunt fiul omului, în Biblie se spune că de fapt ei sunt morți. Mortul are nevoie tot timpul să se resusciteze printr-un voltaj crescut, da? Atunci când cineva moare sau e în moarte clinică la spital, se aplică imediat acel șoc electric, electroșocul. Prin electroșoc se poate trezi, el să simtă că trăiește. Și atunci are nevoie de o dramă. Am nevoie de nu știu ce adrenalină, am nevoie să știu că mi-a fost guduită viața, am nevoie să știu că mi-a murit cineva în familie, am nevoie să știu că am suferit de o boală gravă. Lucrurile acestea îl fac să trăiască și el trăiește din punct în punct, din punct în punct. Pe când acesta are o energie cursivă, curgere ca apa, da? e o curgere lină ca apa. Și, ce aș mai adăuga aici la telos, cu cât parcurgem acest traseu, ne îmbunătățim foarte bine procesele noastre de autocunoaștere, ne, ne lovim de o problemă, învățăm din ea. Ne lovim de o problemă, învățăm din ea. Ne lovim de o altă problemă, acum avem mai multe învățături din urmă, așa că problemele noastre vin din ce în ce mai domoale. Iată că am și domolit un pic înălțimea figurilor geometrice din acest cadran până când se ajunge la final la un fel de flatline sau o linie dreaptă. Dar nu vă imaginați că e ca aceea din electrocardiogramă în care ați murit, ci este chiar simbolul unei vieți în care nu veți mai purta jugul și povara carmei. De aceea spune Isus: veniți la mine că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Acesta este materialul despre autocunoaștere. Sper că am reușit să le expun într-o formă pe care să o înțelegeți. Vreau să fac materialele scurte, să nu fie foarte bălmăjitoare și obositoare pentru mintea voastră. Alegeți să trăiți crezând în cauzalitate, că vi se întâmplă lucruri vouă și voi nu aveți absolut nicio putere în viața asta decât să migrați pe lângă ele să le ocoliți sau credeți că în viața asta este răspunderea voastră pentru ce se întâmplă în jurul vostru. Și dacă credeți acest lucru, atunci prin credință și prin prin uh, tărie, curaj, veți putea să generați și să materializați în viața voastră tot ceea ce vă doriți. Oamenii care cred în telos cred în legea atracției. Oamenii care cred în karmă cred în plata polițelor. În ce tabără alegeți să fiți la finalul fiecărei zile? Puteți folosi acest studiu de caz cu omul care nu iese din casa lui din cauza anxietății pe orice problemă aveți voi. Nu pot să plec de la acest loc de muncă pentru că nu am bani. Sau nu pot să. Nu. Nu știu ce mi se întâmplă. Dar, de fapt, nu vreți să părăsiți acel loc de muncă. Și întrebările trebuie să parcurgeți mai departe tot felul de cercetări interioare. De ce nu vreau să plec de la acest loc de muncă? Pentru că sunt comodă, de fapt. Îmi place comoditatea. Îmi place să mă știu în fiecare zi printre aceiași oameni. Mi-e frică de nou. Mi-e frică de necunoscut. Mi-e frică de evoluție. De ce nu? Recunoașteți-vă acest adevăr. Sunt oameni care nu vor să evolueze. Este înspăimântător să încerci lucruri noi în viață. Dar lucrurile noi vă pot duce la descoperiri fabuloase. Oamenii și adevărații oameni de geniu ai acestei lumi, cei care au inventat și care au rupt bariere, au fost oameni care au încercat noi teritorii și noi ape. Unii trăiesc și nu-și cântă niciodată melodia pe acest pământ. Sunt ca o pasăre care rămâne cu trilul veșnic mut. Iar alții ciripesc Până la 30 de ani, poate s-au prăpădit mai devreme, dar au umplut lumea și toată lumea vorbește despre ei, mulți, mulți ani după ce au dispărut. Acestea fiind spuse, rămâneți în lumină, investigați și cercetați-vă în suflet, în sinceritate maximă, în tăcere. Nu trebuie să împărtășiți cuiva ce demon descoperiți în sertarele voastre ascunse, și acolo unde nu reușiți să faceți ceva în viața voastră. Gândiți-vă că este responsabilitatea voastră. Eu, spre exemplu, nici la 40 de ani nu știu să merg pe bicicletă. Am avut bicicletă o perioadă scurtă și apoi n-am mai mers pe ea. Și am dat vina pe tot felul de circumstanțe, că tatăl meu în copilărie a încercat să mă învețe și a încăzut, că m-au râs copiii de mine, că, vezi, doamne, nu reușesc să aproximez distanțele... De fapt, scopul meu ascuns este nu vreau să merg pe bicicletă. În momentul în care am realizat acest lucru, am vândut bicicleta, mi-am eliberat ca la mental de un proces cognitiv complet uh, uh, care ocupa un raft întreg în mintea mea, m-am eliberat de asta și mă preocup de altele. Ok, îmi place să vorbesc despre spiritualitate. Bam, 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 bam. La revedere, pe data viitoare, vă pup!